Basme în limba română. Goldilocks și cei trei ursuleți. A fost odată ca niciodată o micuță colibă în pădure în care trăiau tatăl urs, mama urs și puiul lor ursulețul. Mai era și o fetiță mică, pe nume Goldilocks, care trăia cu familia ei. Într-o dimineață, în timp ce se juca, Goldilocks intră în pădure. În acea dimineață, urșii au făcut terci la micul dejun. Terciul era încă foarte fierbinte, așa că urșii au decis să facă o plimbare prin pădure. În timp ce hoinărea prin pădure, Goldilocks ajunse la o casă, cu o ușă mare de tot. Era foarte nerăbdătoare să intre în casă. Se duse și ciocăni la ușă. Bună ziua! E cineva acolo? Nu-i răspunse nimeni, așa că deschise ușa și intră. Văzu o masă, iar pe masă erau trei castroane cu terci. Lui Goldilocks îi era foame. Terciul miroase atât de bine! O să gust și eu puțin! Se duse la primul castron și gustă din terci. Arș! Terciul ăsta e fierbinte de tot! Mi-am frit limba! Așa că gustă terciul din al doilea castron. Oh, terciul ăsta e prea rece! Acum trebuia să guste terciul din ultimul castron. Terciul ăsta e tocmai bun! După ce mâncă, se simți obosită. Intră în sufragerie, unde văzu trei scaune. Goldilocks se așeză pe primul scaun să-și odihnească picioarele. Scaunul ăsta e prea mare! Așa că se așeză pe al doilea scaun. Și scaunul ăsta e prea mare! Așa că încercă ultimul scaun, cel mai mic. Scaunul ăsta e tocmai bun! Dar nici nu se așeză bine, că scaunul se rupse. Goldilocks era foarte obosită acum. Nu avea unde să se odihnească, așa că se hotărâ să se ducă în dormitor, sus la etaj. Se întinse pe primul pat. E prea tare pentru mine! Apoi se așeză pe al doilea pat. Au, patul ăsta e prea moale! Se așeză apoi pe al treilea pat. Ăsta e tocmai bun! În timp ce dormea, cei trei urși se întoarseră acasă. Cineva a mâncat din terciul meu! Mormăi tatăl urs. Și din terciul meu a mâncat cineva! Și din terciul meu a mâncat cineva și l-a mâncat pe tot! Cineva s-a așezat pe scaunul meu! Și pe scaunul meu s-a așezat cineva! Și pe scaunul meu s-a așezat cineva și l-a rupt în bucăți! Apoi cei trei urși au decis să se uite mai bine. Când ajunseră sus în dormitor, tatăl urs mormăi: cineva a dormit în patul meu! Și în patul meu a dormit cineva! Și în patul meu a dormit cineva! Și e om! Și e încă aici! Exclamă ursulețul speriat. Pe când cei trei urși se îndreptau spre ea, Goldilocks se trezi. Ajutor! Ajutor! Sări din pat și o luă la fugă pe scări în jos.
deschise ușa și fugi în pădure cât o țineau picioarele. Și nu se mai întoarse vreodată.